În Apuldul de Jos, o comună de fel liniștită de câteva luni, tensiunea plutește în aer. Conflictul dintre câțiva zeci de locuitori și primarul independent Florin Barbu este pe față. Totul a pornit de la faptul că primarul, în urma unei decizii judecătorești, le-a pus în vedere oamenilor care locuiesc într-un bloc al primăriei să evacueze locuințele. Oamenii se lamentează și spun că locuiesc acolo de zeci de ani și că nu au unde merge. Fiecare cu partea lui de adevăr. Dar în câteva zile, executorul judecătoresc va bate la ușa apolozanilor. Noi măsuri restrictive suplimentare se impun pe raza județului Sibiu din cauza ratei incidenței cumulate, care este în continuă creștere, 2,46 la mie. Marți a avut loc o ședință specială la prefectură pentru a decide ce restricții se impun. Pe o rază de 50 de metri în preajma unităților de învățământ este obligatorie purtarea măștii de protecție pentru cei care staționează sau care se află în tranzit. Amendă maximă pentru protestul împotriva ridicării statuii lui Bruckenthal la Sibiu. Organizatorul acestei acțiuni, Asociația Calea Neamului, a primit 10.000 de lei amendă pentru că nu a respectat locul indicat de primăria Sibiu pentru desfășurarea manifestației, și anume strada din spatele statuii baronului Samuel von Bruckenthal. Astfel, inițiatorii protestului au primit o sancțiune din partea jandarmeriei pentru nerespectarea avizului primit. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.